A început vaccinarea anticovid cu a treia doză și în județul Mehedinți. Cei care doresc o pot face mergând la un centru de vaccinare cu buletinul, fără să fie nevoie de programare. Însă prioritatea au persoanele peste 65 de ani, cu boli cronice, cadrele medicale și alte categorii vulnerabile. Toate persoanele vaccinate împotriva COVID-19 cu două doze și pentru care au trecut 180 de zile de la schema completă se pot programa pentru administrarea dozei de rapel. Doza 3 este ferm recomandată persoanelor de peste 65 de ani, celor cu boli cronice, persoanelor din centrele medico-sociale și altor categorii vulnerabile, precum și persoanelor cu risc mare de expunere, personal medico-social și din învățământ. Având în vedere evoluția epidemiologică severă din România și din județul Mehedinți și necesitatea asigurării protecției maximale a cetățenilor împotriva COVID-19. De astăzi, 28 septembrie, a început vaccinarea cu cea de-a treia doză a vaccinului împotriva COVID-19. Accesul la vaccinare este permis și altor categorii populaționale care au cel puțin 6 luni de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin, indiferent dacă au trecut prin istoric de boală. Persoanele prioritare sunt persoanele cu risc mare de dezvoltare a unor forme severe, cum ar fi persoanele peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice, indiferent de vârstă, și persoanele din centrele medico-sociale. De asemenea, prioritare sunt și personalul medico-social și personalul din învățământ. În județul Mehedinți, cea de-a treia doză se administrează în toate cele 5 centre de vaccinare, unde programul de lucru este normal de la ora 8 la ora 20. Andrei Baciu, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, a susținut luni că a treia doză de vaccin împotriva coronavirusului îmbunătățește și împrospătează imunitatea câștigată prin vaccinarea administrată inițial. Președintele american Joe Biden și-a făcut luni la Casa Albă a treia doză de vaccin anticovid Pfizer-BioNTech.